Spune Scriptura, Proverbe, capitolul 31, despre femeia aceea care e bine să o aveți acasă. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât margaritarele. Observați că înaintea capacităților ei scriești că se trește casă, cum poate dacă vine iarna, e pregătită. Înainte de acestea, este cinstită. Și aici, în original, nu se referă numai la aspectul moral al relațiilor cu alți bărbați. Se referă și la corectitudinea acestea, dacă nu-l vinde cu bani. Și dacă nu-l flatează așa, dar în schimb are alte prietenii, ce trage cu ochiul. Asta pentru bărbatii, trădare. Sunteți credincioase soților dumneavoastră, îi spuneți adevărul în declarații sau nu aveți o misiune? E foarte important ca o soție să fie credincioasă. Spun adevărul. Bărbatul n-ar de ce minți că e alimentare la acasă. Deci minți fie fie. Dar femeia, rolul ei, secund, are inclinația să mai ascundă câte ceva, să mai falsifice câte o declarație de avere. Și asta e ceva nepermisibil pentru un bărbat. Dacă găsi credincioase și ascultați ce scrie în continuare, inima bărbatului se încrede în ea. Doamne ferește să dăm vreun drept celor care sunt geloși. Gelozia e o nebunie. Că oricum așa se rezolvă problema. Nu temând pe cineva și înfiorându-l. Și atrăgându-l spre tine. Dar când se creează acel climat de încredere și bărbatul este liniștit, el știe ce face soția lui, știe cu cine vorbește, ce prietenie are. Când a spus ceva în fața copilului, știe că soția va repeta ca într-un refren ceea ce bărbatul a spus, asta ține tot de încredere. Când copiii găsesc refugiu la mama, unde sunt mai mulți capi, se răspălăța. Și n-are ce să iasă până de acolo. În al doilea, pe lângă această stare, chiar dacă munca ne vine nouă, munca grea, brută, vă stimate soții credincioase, să știți că aspectul gospodăresc, ceea ce ține de finețe, de interior, are de face cu degetele dumneavoastră mai subțiri. Cartea de vizită a unei femei nu este felul în care se îmbracă și arată în public, ci felul în care arată casa la ore inopinate. Scrie în continuare. Ea face rost de lână, așa era vremea atunci, este ca o corabie, se scoală, ia, se scoală dimineața, și se scoală dimineața, e ziua lungă. Se gândește și încinge mijlocul. Ia, și prost, observați, cât de în stare să facă o asemenea femeie. Și este o muncă nenormată. Copii, în mod deosebit trebuie cinstite astfel de femei pentru activitatea lor. Trebuie apreciat. Spune Scriptura și la învățătura apostolică, în 1 Timotei, capitolul 5. Și acum, cum spuneam, nu-i problema doar că, așa cum scrie aici, se duce casă în casă. Acum poți sta la tine acasă, pe scaua la computer și colezi lumea. Versetul 13. Totodată unii sunt deprinsă, nu sunt nicio treabă. Din casă în casă. Și iau o listă lungă de prieteni. Asta de regulă duce Proverbe 8:24 spre nefericirea lor. Și numai că se merge, dar sunt și impute, și scuditoare, și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Eu, dacă femeile le trebuie să se mărite și funcția aceea de mamă, să aibă copii și să fie gospodine la casa lor, să nu dea potrivit niciun prilej de o carne. În vizite pastorale, mi-am amintesc că în aceea zi, era o oră mai matinală, am intrat într-o familie cu 8 copii. Ea sora sănătoasă avea condiții, dar ar trebui să ajutăm și noi să vedem unde e mai bine de stat. Am mers în aceeași dimineață într-o altă familie, tot inopinat, tot 8 copii, condiții interioare, n-aveam căpaie să mutaseră la o casă, schimbul corpului, zice, din farmacie. Care era diferența? Nu era diferența la bărbat sau la femeie? Aici scrie că femeia asta înțeleaptă parte peste zi lucrul slujnicilor. Eu cu asta n-am spus să faceți tot dumneavoastră cu o mamă, cu 10 copii, în care să facă să pună să asume haine după ei.
Probabil se pune mâna. Acum nu aveți publicitate, aveți o robot de bucătărie, mașină spălată, este o robot. Dar vezi cum le dai de lucru, ce ordine. Că dacă zici, lasă că spăl eu haine, tu puteai termina aici, da, dar până ai făcut la bucătărie, puteai să fie spălat soțul de haine. Și împarte lucrurile peste zi și supraveghează ceea ce se petrece în casa ei. Și când vine bărbatul acasă, doar că este plăcută și întâmpină cu drag. Dar când se uite bărbatul jur, miroase și a mâncare, a făcut ceva. Mă, nici nu vă complicați, eu am o vorbă, Dumnezeu are aia cu bucătărie. Nu pot suficient de bine și fără bucătărie, cât mai natural, cât mai simplu, nu vă robiți femeie. Dar, în ceea ce ține de gust, designul nu specific bărbatul. Spune că un tânăr s-a dus undeva și a cumpărat casă, totul l-a pregătit și vine mama, spune, mama, îți place? Și da, e frumos, mă, pe când a venit pe masă la serviciu, mai erau flori și perdele. Era ceea ce e gustul femeii știe să facă. Și mulțumim Domnului pentru soțiile noastre, care au fost înzestrate în Dumnezeu cu aceste abilități. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așadar, aveți voie și să vorbiți și să discutați, dar în același timp încercați să vă faceți treaba. Și să nu pierdeți prea mult timp doar cu cosmetizarea, cu plătirea părului. În Antichitate, de exemplu, de aceea Apostolul scrie în 1 Timotei 2,9, erau bine femei, atunci nu prestau munci în societate, ne spune istoria. Și femeile bogate nu făceau altceva decât să se aranjeze. Avea femeie care o pieptăna, alta care făcea altă treabă și se dea așa pe niște manichini care au aranjați. Pe când o femeie va avea să spune acolo să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Într-un studiu am căutat bărbați pentru fapte bune și a trebuit să răsfăresc puțin prin Biblie. Când am căutat femei la fapte bune, nu mi-au căpătut în listă. Pentru că o femeie foarte repede, de exemplu, mă duc soția undeva, eu stau la masă așa ca un șef și soția imediat, mai ia un copil în brațe, ba ajută pe sora la bucătărie, ba știu eu. Sunt chestiuni din astea cu specific feminin și o femeie care se deprinde să muncească va fi o binecuvântare pentru casă, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și când sosesc bărbații acasă, învățați-vă cu și dumneavoastră să faceți orice, dar în special să vă ocupați de copii. Și în ultimul rând, ca să nu pun prea multe pe dumneavoastră, ar mai fi nevoie de ceva. În Genesa 2,18 scrie că femeia a fost creată ca un ajutor, da? Dar de ce? De ce trebuie bărbatul ajutat? Spunea că bărbații sunt cerebrali, au capacitate, dar vorba aceea, orice cap tare are și un loc moale. Și bărbații, dacă nu sunt încurajați și apreciați, se demoralizează, rata sinuciderilor între bărbații mult mai mare ca cea între femei. Femeile se bolnavesc cu nervii, dar nu mor. Bărbații, când ajung să supără, se spăză. Și la asemenea momente au nevoie să fie încurajați. Dar dacă o soție va uita să spună soțului că e bun ce a făcut, că e vrednic și el și că poate, demoralizat. Se spune că un bărbat acum avea rămas trecut după să-mi servici și s-a dus să ia un interviu și de față s-a gândit că mi-ai cuvint. Cred că soțul meu o să fie acceptat și angajat. Și a pregătit repede. A scris o felicitare, o apreciere. E dar s-a gândit între timp, măi, da, dacă e respins un gentil, o fi fost pe acolo, repede, luat altă foaie și-o scris, nu sunt probleme, are Dumnezeu pentru tine altceva, tu ești un soț de valoare, ai capacitate. M-au băgat fiecare foaie dintr-un plic și stăteam pe geam să vadă ce față are, a luat exact sau nu a luat. Și când am văzut că e serin, sigur l-a aprobat și scoate plicul cu felicitarea. Celălalt a scos un capot. Și el când a citit-o împărțișată, te-a scăpat plicul. M-a, în sinceritate, când m-a spus, s-a spus de șef lui Uber. Trebuie să citească și plicul al doilea. Și a mai împărțișat-o odată. Asta pentru că au nevoie bărbații să fie ajutați. Da. Fiind îmbrigat în lucrare, țin bine că a fost într-o vedenie pentru mine că mă întorceam uneori obosit. Și acasă aveam un stâlp pe care mă rezemam cum aș așezat pe amonul acesta. Și de-aia mă zicea, într-o zi va cădea de oboseală dacă n-ar avea stâlpul ăsta. Și am venit cu un baros, un ciocan puternic să-mi dărâm în stâlpul și pe stâlp scria numele nevestei. Se spune că în femeie e
Există o energie în forma latentă, dar care în ceasul de încercare arde cu vâlvătaie. Adică femeile au o capacitate ascunsă de a-și sprijini soții. Dumnezeu v-a înzestrat cu aceasta să știți să ne ajutați. Ca să putem în viață să realizăm ceva în lucrarea Domnului. S-ar putea să nu avem capacitate ca și alții și dintr-o dată să aducem bani mulți. S-a dus un bărbat cu ceva într-o familie și când ea aduce mobilă frumoasă e acolo. Fără să mai gândească la prețul și la toate celelalte condiții, spune fratele, și noi trebuie să cumpărăm de asta. E o ghiții sus. Asta înseamnă că o rogând. Ei, putea să se manifeste altfel, să spună, auzi, muncim, economisim, dar nu ne bucurăm de ceea ce avem. Pentru că în felul acesta, rezultatele vor fi mult mai bune. De aceea, aveți voie să vă manifestați când vă piți, dar totuși să nu coborâți bărbatul, că după aceea va fi greu să-l luați de sub braț, să-l ridicați sus. Bărbatul este dat să comande. Dar dacă femeia tot spune, măi, nu-i bun, eu știu, eu fac, ce știți că mulți bărbați își dau demisia. Și apoi vă lasă pe dumneavoastră și cum o să vă împăcureți. Așa că tot e mai bine să rămâne el în conducerea executivă, noastră păstrându-mă un rol legislativ, și toate acestea să funcționeze împreună bine pentru slava lui Dumnezeu. Aceste roluri se vor încheia tot. Eu mi-l imaginez pe Adam scos afară din grădină, să mai dau la Eva. Dragă, el de mine, că trebuia să te las. Am nu mai condiții că acolo au spus că o să sufie, dar o să mă port în așa fel încât să-ți fac viața mai ușor. Eu mi-l imaginez și pe Eva spunând, ba nu, eu de mine, că ți-am dat și ție. Am auzut cât de bune să muncești, dar las că eu să fiu mulțumit să nu muncești chiar atât. Măcar să ne facem viața frumos. Doamne, ajută! Și închei cu un gând, există un principiu care sună astfel. Nu gradualității legii, dar legii gradualității. Ce înseamnă asta? N-avem voie să știrbim din principiile biblice. N-am eu voie să dau de rugări ca oamenii să divorțeze. N-am eu voie să dau libertăți în ce privește nașterea copiilor sau ascultarea soților față de soț, munca bărbatului și tot ceea ce despre aia vorbim, n-am voie să mă amestec. Nu eu am scris Biblia, eu predic și într-o zi Dumnezeu mă întreabă ce v-am spus. Dar, dacă n-am voie să gradualizez legea, adică să cobor ștacheta, știți ce am voie? Să vă fac trepte până acolo, da, legii gradualității. Aici au ajuns cumva mea soție, las că mă lupte mai departe și o să urce, mai o dreaptă. Bărbatul meu m-a dat poate, las că dragoste există optimism. Și o să mă rog, ce n-am putut eu, face Dumnezeu. Și la anul o să fim mai credincioși, ați vrea așa? De ce să coborăm noi nivelul Bibliei la nivelul nostru? Păi la vreau să noi așa să fie. Citeam despre arhiepiscopul din Canterbury, în Anglia, capul bisericii anglicane, favorezele capul așa, dar șeful plan episcopal, Biserica Anglicană nu erau pentru divorț, dar după ce 2-5-4 copii au divorțat, au zis, băi, trebuie să promovăm și noi divorțul. Nu așa. Pentru că așa e situația mea. Rămâne cum a zis Dumnezeu. Dacă încă noi n-am putut, ne silim, ne angajăm și însăși conferința de astăzi are menirea să ne ajute să fim mai credincioși. Ca la Biserica de Tiatira, faptele de urmă să fie mai bune decât cele din tâi, nu ca la cei din Efes. O, ne-am iubit noi cândva. Nu așa. Și să crește. Pentru că scopul familiei, vă spuneam, este desăvârșirea și să-i ajutăm și pe alții, să avem și un scop misionar